Două asistente și directoarea de îngrijiri de la Spitalul Pantelimon din Capital au fost audiate în scandalul deceselor suspecte de la ATI reclamate de o angajată. Oficialii transmit că nu sunt elemente care să susțină aceste acuzații. Anchetatorii cer arestarea unui turc, principalul suspect în cazul femeii care a fost ucisă și aruncată mai mult saci pe un câmp din Dâmbovița. Trei români sunt bănuiți de polițiști americani că au jefuit un templu budist din Washington, de unde au furat $20.000. În țară, responsabilii anunță că au găsit urme de pesticide peste limita admisă la ceapă verde, mărar și pătrunjel. Iar pe litoral au ajuns turiști atrași de temperaturile de început de vară. Andreea Esca vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! Patru anchete se desfășoară în paralel în cazul morților suspecte de la secția de terapie intensivă a Spitalului Sfântul Pantelimon din Capitală. Au fost audiate două asistente și directoarea de îngrijiri, cea care a reclamat că mai mulți pacienți ar fi decedat din cauza administrării incorecte a unui tratament. Și Corpul de Control al Ministerului Sănătății și cei de la Colegiul Medicilor au început verificările. Conducerea spitalului, care face propria anchetă, respinge acuzațiile. Nu pot să vă dau declarații, nu am voie. Nu am voie să dau declarații din anchetă. E o anchetă în curs și nu am voie. Frumos. Eu am despre aceste nereguli. V-am anunțat și ați văzut adresa de când știam, din data de 10, da? Directoarea de îngrijiri de la Spitalul Sfântul Pantelimon, Camelia Stamatoiu, este cea care a reclamat la secretariatul spitalului că în perioada 4-7 aprilie, în secția ATI, au decedat aproximativ 20 de pacienți, motivul fiind scăderea intenționată a unui tratament, și anume noradrenalina. Ea a susținut că a primit această informație prin telefon de la o asistentă. Acum, directoarea și două asistente de la terapie intensivă au fost chemate la audieri de polițiștii de la Omoru. La final, nu au vrut să dea detalii. În paralel, la spital au continuat anchetele pentru decesele semnalate. Din analiza preliminară, nu s-au constatat date care să ateste o viciere a tratamentului în secția de terapie intensivă. Mortalitatea în terapie, de fapt, reflectă mortalitatea întregului spital. Practic, raportarea aceasta a 17 cazuri nu se face la 25 de paturi, ci la 525 de paturi, cât are acest spital de urgență. Verificări au fost demarate și de Corpul de Control de la Ministerul Sănătății și de Colegiul Medicilor din București. Sunt analizate dosarele pacienților decedați în perioada 4-7 aprilie la terapie intensivă. Primele date arată că au fost respectate procedurile medicale. Nu sunt până în momentul de față elemente care să susțină aceste acuzații. Oricum, ceea ce mie mi se pare intolerabil este să pui în pericol încrederea în personalul medical dacă tu ai un interes personal. În plângere, acuzația este că decesul pacienților ar fi fost provocat de administrarea greșită în mod intenționat a tratamentului cu noradrenalină. O soluție pentru reglarea tensiunii arteriale, pe care pacientul o primește intravenos. Șefa secției de terapie intensivă de la Spitalul Sfântul Pantelimon susține că niciunul dintre colegii ei nu ar fi capabil să le facă rău pacienților cu bună știință, iar numărul mare de pacienți decedați, 17 în câteva zile, nu ar fi atipic pentru o secție de terapie intensivă. Faptul că s-au cuplat la modul ăsta 4, cred că așa au fost 6, 4, 1, 6, da, sau invers, ultimii, să zicem că față de alte perioade, da, sunt cuplate de mai mult, dar per zi nu este numărul maxim. Anul trecut, în aceeași perioadă, au fost 9 decese într-o zi. Acuzațiile sunt false. Din ziua de 4 ar fi trebuit să mă anunțe pe mine, asistenta șefă de secție. Deci, de ce se așteaptă atâta zile? După izbucnirea scandalului, rudele unor pacienți decedați în acea perioadă la spital au venit să ceară explicații. El suferea de o boală, o tumoră la plămâni. De 7 ani de zile aproape, era ok, mânca, deci totul ok. A doua zi, joi, la ora 3 după masă, tatăl meu a decedat. Anchetele de la Spitalul Sfântul Pantelimon scot la iveală și disputele interne, în special în rândul asistentelor de la secția ATI, după ce a fost schimbată șefa secției, acum câteva luni. Colega mea Liliana Cure are ultimele informații legate de anchetele din acest caz. Bună seara, Lili! Bună seara, Andreea, bun găsit tuturor! În urmă cu mai bine de 2 ore, aici la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală, au ajuns procurori și ofițeri din cadrul serviciului omoruri din Poliția Capitalei. Au făcut cercetare la fața locului în secția de terapie intensivă și au cerut documentele medicale, fișele de observație ale celor 17 pacienți care au decedat în perioada 4-7 aprilie. Au ridicat aceste documente, sunt probe necesare a anchetei, vor reveni
veni și zilele următoare aici. Polițiștii au plecat cu mai multe cutii, cu documente medicale. Urmează să vină și zilele viitoare, spuneam, inclusiv mâine de dimineață. Cel mai probabil vor ridica și imaginile de pe camerele de supraveghere, iar în acest moment, în continuare, sunt anchetatori acolo în secția de terapie intensivă. Verifică aparatura, în speță injectomatele prin care a fost administrată substanța noradrenalină celor 17 pacienți. Spuneam, sunt probe extrem de importante în această anchetă care a fost începută și în cadrul căreia au fost audiate astăzi trei persoane, trei angajate ale spitalului. Este vorba de directoarea de îngrijiri medicale, cea care a făcut sesizarea, adică asistenta medicală care coordonează întregul personal nemedical din cadrul spitalului Sfântul Pantelimon, dar și două asistente din secția de terapie intensivă și din câte am reușit să aflăm, este vorba inclusiv de asistenta care i-ar fi povestit directoarei de îngrijiri despre această situație. Conform unui comunicat al parchetului, audierile vor fi reluate luni, când vor fi chemate și celelalte asistente medicale din secția de terapie intensivă, dar și medicii care au fost în acea perioadă. Vă reamintesc, conform informațiilor, au fost de gardă în perioada 4-7 aprilie 8 medici, dar și vor fi chemați audieri și ceilalți medici care au venit la serviciu în programul normal. Pe de altă parte, într-adevăr, aici la Spitalul Sfântul Pantelimon au fost astăzi și reprezentanții ai Corpului de Control din Ministerul Sănătății, dar și reprezentanții ai Colegiului Medicilor București. Aceștia sunt medici care trebuie să analizeze toate dosarele medicale, toate fișele de tratament ale celor 17 pacienți care au decedat în perioada respectivă. Și așa cum spunea Ministrul Sănătății, din primele detalii, din prima analiză a acestor dosare medicale, nu reiese că nu ar fi fost respectate procedurile medicale. Deocamdată acestea sunt informațiile, Andreea. Mulțumesc, Eliana. Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a primit o condamnare cu suspendare după un accident produs pe litoral în 2022. Continuare în câteva momente. După ce au percheziționat casa, procurorii și polițiștii din Dâmbovița l-acuză pe un cetățean turc din București că a ucis-o pe Mirela, femeia de 38 de ani găsită pe marginea autostrăzii A1. În locuința suspectului au fost găsite mai multe probe care îl incriminează: o sârmă, saci asemănător celor în care era cadavrul și pete de sânge. În aceste momente, anchetatorii cer arestarea individului. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Abdul Kadir Cham este acuzat de anchetator că a ucis-o pe Mirela Bitfoi în noaptea de 6-7 martie în locuința lui din sectorul 5 al capitalei, o casă cu garduri înalte pe care a construit-o în cartierul Rahova. Suspectul e acuzat că a aruncat cadavrul pus în sarci pe un câmp din Dâmbovița. Pe traseu, turcul de 60 de ani, cu cetățenie germană, ar fi fost surprins de mai multe camere de supraveghere. În plus, testele de laborator au confirmat faptul că petele de sânge găsite în locuința bărbatului aparțin într-adevăr femeii de 38 de ani. Înăuntru a fost găsită și o sârmă cu care cel mai probabil ar fi fost legată victima, dar și mai mulți saci de plastic asemănător celor în care era pus cadavrul. Tot în curtea bărbatului a fost găsită și cutia de la o piscină gonflabilă cu care ar fi fost învelit trupul femeii înainte să fie pus în saci de plastic. Surse din anchetă spun că cei doi s-ar fi certat din cauza unor bani pe care turcul i-ar fi oferit femeii cu titlul de împrumut, dar victima nu ar fi vrut să-i înapoieze, crezând că sumele reprezentau de fapt un cadou. Poate s-a jucat, s-a umplit, dracu știe. A căzut, a murit, asta e, dă-i telefon, anunță, vin lumea, așa, 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 asta e. Da. Dar nu te-a aprit. Dacă poliția își părea treaba de când altul i-a dispărut și a dat și indiciul unde putea fi să rezolva, bineînțeles, poate că era moartă, dar nu m-a durat atât timp încât să ajung în casă de pici. Anchetatorii susțin că cei doi aveau o relație tensionată și că suspectul ar fi apelat de mai multe ori la serviciile sexuale ale femeii. La audieri, bărbatul nu a vrut să dea declarații. Știați că au o relație, o legătură? Nu știam. Nu știați. Știam că decât este un om un pic sărit după fix și atâta tot. Eu când am auzit am rămas uimită. Era un om sălbatic, nu? S-a rugat și el să vorbească cu un om, să fie și el mai dulce la vorbă. Procurorii din Dâmbovița au pus în mișcare acțiunea penală în cazul lui Abdul Kadir Cham. Bărbatul a devenit acum inculpat și este cercetat pentru omor și profanare de cadavre.
Polițiștii din Washington sunt în stare de alertă din cauza unor români bănuiți că au jefuit un templu budist din vecinătatea capitalei Statelor Unite. Autoritățile de peste ocean cred că cei trei suspecți ar putea avea legături și cu alte jafuri comise în temple din Maryland și Virginia. Camerele de supraveghere ale unui templu budist din Montgomery au surprins acum câteva zile trei bărbați suspecți care au intrat în lăcașul de cult. Unul dintre ei le-a distras atenția celor din jur, iar ceilalți doi ar fi furat un safe în care se aflau $20,000. This is so bizarre, Jim. Investigators tell me this is a group of criminals from Romania who travel the United States and specifically target religious institutions. So far this year in Montgomery County, they've already hit up 5 places. 2 mosques, 2 Buddhist temples and 1 Hindu temple. Călugărul Jack de la templul Wat Thai le-a spus jurnaliștilor americani că banii furați proveneau din donații. That's my safe in my bag. The safe is right there. Yeah. Detectivii americani cred că cei trei fac parte dintr-un grup de crimă organizată care comit jafuri pentru a fura bani și bijuterii. This is not a hate crime and they generally are a crime of opportunity. So it is traumatic for the victims, but to hopefully not live in fear. They don't want conflict. Cei trei suspecți din jaful de zilele trecute sunt deocamdată liberi și neidentificați. Însă este doar o chestiune de câteva zile până când vor fi prinși, mai ales cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, care înfățișează în toată splendoarea lor. Iar călugării budiști sunt optimiști și cred că presupușii hoți din România vor reveni până la urmă pe drumul cel bun, iar de acum vor face doar fapte bune. Îi avertizează însă că există totuși o karmă care s-ar putea să-i prindă înainte să o facă polițiștii. Potrivit presei americane, anul trecut ar mai fi avut loc 7 jafuri în lăcașuri de cult. În câteva cazuri, făptașii au fost prinși. Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a fost condamnată la 6 luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul provocat în octombrie 2022 în localitatea 2 Mai. Instanța din Mangalia a găsit-o vinovată pentru vătămare corporală din culpă. Pentru că este o pedeapsă cu suspendare, fostul ministru are un termen de supraveghere de 2 ani. Asta înseamnă că în această perioadă nu trebuie să comită vreo infracțiune. Totodată trebuie să facă și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia magistraților nu este definitivă. Pe lângă acest dosar penal, mai există unul civil în care victima, un motociclist, cere despăgubiri de 500.000 de euro. O adolescentă de 13 ani din Giurgiu a fost la un pas de moarte după o ceartă cu un tânăr de 20 de ani care, în ciuda vârstei, avea o relație cu ea. Pentru că fata nu l-a mai vrut, individul a înjunghiat-o. Victima este în stare gravă la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, unde medicii încearcă să o salveze. Agresorul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit anchetatorilor, relația dintre tânărul de 20 de ani din București și adolescenta de 13 ani era mai veche de un an. Rudele fetei spun că se despărțiseră în noiembrie anul trecut. Eu nu m-am gândit ce e în capul lui, am zis că e om ca și noi, cu capul pe umeri, și n-am știut că o să se întâmple așa ceva. Părinții erau de acord, ținând cont că era așa o diferență mare de vârstă, sau ei nu știau ce vârstă are el? A știu ce vârstă are, dar... te înțelegi cu copilul? Ajutorul la 112 a fost cerut chiar de unchiul fetei care se afla în locuință în momentul atacului, însă agresorul a reușit să fugă spre mașina mamei sale, care l-aștepta în fața casei. Al doilea apel la 112, surprinzător, a venit chiar din partea agresorului, cel mai probabil sfătuit de părintele său, care a aflat cu groază ce făcuse. La data de 11 aprilie, ora 13:15, poliția municipiului Giurgiu a fost sesizată despre faptul că în localitatea Frătești, o minoră de 13 ani ar fi fost înjunghiată de către un tânăr de 20 de ani din municipiul București. Minora a fost transportată la spital pentru acordare de îngrijiri medicale. Medicii de la Spitalul de Urgență din Giurgiu au reușit să o stabilizeze și au trimis-o de urgență la Spitalul Grigore Alexandrescu din București. Fata este internată la secția de terapie intensivă și îngrijită de o echipă complexă de medici. Aceștia au constatat că una din loviturile aplicate în zona gâtului i-au pus viața în pericol. Acuzat inițial de loviri și alte violențe, tânărul nu a dorit să facă declarații în fața procurorilor. Pentru că fetița pe care a atacat-o ar fi putut să moară, anchetatorii au decis să schimbe încadrarea juridică în tentativă la omor. Dacă va fi găsit vinovat, agresorul riscă între 5 și 10 ani de închisoare. Este interesat de starea în care se află victima, însă mai multe amănunte din dosar nu vă pot da. Deocamdată este vorba de o anchetă în derulare. Alexandru, ce ai de spus în apărarea ta? Știai care 13 ani fetița? Judecătorii Tribunalului Giurgiu au aprobat cererea procurorilor de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile.
Când alegem biletele de avion, prețul pare mic, până când adăugăm bagajele. Avem câteva ponturi pentru călătorii mai ieftine în câteva momente. Cu mulți români plecați în străinătate și un șomaj ridicat în rândul tinerilor, piața muncii se confruntă cu un deficit imens de personal. Este nevoie de oameni în construcții, energie, IT, transport sau sănătate, însă majoritatea celor care vor să se angajeze au alte calificări. Pentru a sincroniza cererea cu oferta, oficialii de la Ministerul Muncii și Educației au creat o platformă pentru perfecționarea angajaților. Peste 70 de muncitori lucrează pe șantierul unui bloc din capitală. Cei mai mulți sunt necalificați și muncesc la fațada clădirii. Șeful de șantier spune că nu are întârzieri, dar recunoaște că îi lipsesc anumiți specialiști. Oamenii calificați, în principal, sunt o problemă la ora actuală, mai ales cei care necesită atestate. Cel puțin pe partea de instalații, se găsesc foarte greu. Numai în construcții, în România lucrează peste 400.000 de angajați. Numărul celor plecați să muncească pentru companii din Uniunea Europeană depășește însă 700.000, potrivit datelor din industrie. Pe de altă parte, nici școala românească nu pregătește un număr mai mare de absolvenți cu studii tehnice. Un absolvent are nevoie de o perioadă destul de lungă, necesară obținerii unei experiențe. Nu întotdeauna toți pot să se adapteze unei activități extrem de grele și de intense, cum este cea din construcții. Pentru a răspunde nevoilor de pe piață, astfel încât cererea să corespundă cu oferta, autoritățile din Ministerul Muncii au creat o platformă care să monitorizeze parcursul absolvenților după terminarea studiilor. Platforma Reconnect, gestionată de autoritățile din Ministerul Muncii, adună informații din fiecare județ și prezintă sub formă de rapoarte și statistici numărul locurilor de muncă disponibile, dar și calificările celor aflați în căutarea unei noi meserii. Politicile publice în domeniul ocupării sau și în domeniul educației și a formării profesionale să fie țintite și corelate cu ceea ce se dorește, ceea ce se cere pe piața muncii. În prezent există o diferență uriașă între locurile de muncă disponibile și calificările angajaților. Angajatorii caută muncitori necalificați pentru demolarea clădirilor, curieri, agenți de securitate, șoferi sau ajutor de bucătar. În schimb, principalele ocupații ale șomerilor sunt de agricultori, vânzători, pasnici sau personal de serviciu în birouri și hoteluri. Între timp, ca să nu piardă fondurile europene, România vrea să convingă oficialii de la Bruxelles să ne ofere o păsuire de încă 3-4 ani până va reduce prăpastia dintre cheltuieli și venituri. Surse politice spun că guvernul mizează în negocieri pe faptul că și alte țări au deficite excesive, precum Polonia, Italia și Franța. Specialiștii europeni au avertizat țara noastră să ia măsuri urgente, dar politicienii coaliției nu vor să audă de tăieri în an electoral. România are nevoie de un nou acord cu Comisia Europeană pentru deficitul bugetar, spune Marcel Ciolacu. Asta după ce, din 2019 și până acum, statul a cheltuit mult peste venituri. Cu alte cuvinte, a avut deficit bugetar. Diferența a fost acoperită din împrumuturi. Anul trecut, deficitul a fost de 90 de miliarde de lei, însemnând 5,7% din produsul intern brut, aproape dublu față de limita impusă de regulile Uniunii Europene. Pentru că anul acesta am putea avea un gol bugetar chiar mai mare de atât, guvernul vrea să obțină de la Bruxelles o păsuire de 3-4 ani, începând cu 2025, spun surse politice. Asta ar însemna că abia după să revenim la un deficit bugetar de sub 3%, așa cum cer regulile europene. Argumentul ar fi acela că și alte state europene se află într-o situație similară. În 2023, Italia a avut un deficit de peste 7%, Polonia și Franța de peste 5%, iar Spania a depășit 4%. Ministrul Finanțelor a anunțat că ar fi nevoie chiar de 7 ani pentru a scădea deficitul, iar în acest an electoral, riscul de derapaje în cheltuieli e și mai mare, spun economiștii. Tot peste 6%, considerăm că ceea ce s-a încercat prin pachetul de măsuri este anulat prin impactul reformei pensiilor și alte cheltuieli. 13 state din Uniune ar putea fi vizate de procedura de deficit excesiv, situație în care noi ne aflăm deja. Asta înseamnă că atât România, cât și celelalte state cu probleme de deficit sunt pasibile de sancțiuni din partea Comisiei Europene, inclusiv de blocarea unor fonduri europene. Dacă se va ajunge la păsuiri în loc de sancțiuni, acordarea lor va fi condiționată. Țările vizate ar trebui să reducă anual deficitele, constant, să facă reforme și investiții. O decizie finală va fi luată în toamnă, după instalarea în funcție a noilor comisari europeni. România ar putea produce arme Beretta din această vară la uzina mecanică de la Cugir. Anunțul a fost făcut de ministrul economiei.
Este un program care este agreat cu partenerul italian. Din câte știu eu, până la sfârșitul lunii august trebuie să fie deja cu programul de pregătire încheiat și să înceapă primele operații. Este deja hala pregătită, așteaptă partea de utilaje, de tehnologie. Da, oamenii sunt pregătiți pentru a fi instruiți. Am adus Beretta aici unde lumea se pricepe să facă arme. La Cugir vor fi fabricate pistoale de calibrul 9 mm. Planurile pentru producția de arme Beretta în România au început înainte de 2020. Ministrul Economiei a mai spus că instituția este în discuții și cu alți parteneri străini pentru a produce la noi arme de standarde NATO, atât pentru dotarea armatei române, cât și pentru export. În sezonul verdețurilor, Autoritatea Națională Fitosanitară anunță că a depistat reziduri de pesticide peste limita admisă la spanac, ceapă verde, mărar și pătrunjel. Oamenii sunt sfătuiți să spele bine frunzele pe care le consumă, iar agricultorii să respecte normele de folosire a substanțelor care combat dăunătorii. Plantele nu trebuie stropite preventiv, mai spun specialiștii, ci doar la nevoie. Autoritatea Națională Fitosanitară a analizat 389 de probe de legume și verdețuri, luate direct de la agricultori, dar și din piețe sau supermarketuri. 11 au conținut reziduri de pesticide peste limita maximă admisă, majoritatea la verdețuri. Loturile din care fac parte aceste produse au fost retrase de pe piață, iar fermierii sunt acum verificați. O perioadă de timp îi se va lua probe până când se va constata că nu mai prezintă un risc. Specialiștii spun că în acest moment nu se poate vorbi despre verdețuri toxice. Totuși, ei recomandă ca acestea să fie riguros spălate înainte de consum, pentru că pesticidele ingerate în timp au un efect cumulat. Pot apărea într-adevăr de la reacții ușoare, de la ușoare alergii, de exemplu, reacții alergice, până la intoxicații. Din păcate, unii fermieri folosesc pesticidele ca metodă de prevenire a apariției dăunătorilor, spune Vasile Stoleru, profesor la Facultatea de Horticultură din Iași. Foarte mulți legumicultori, cel puțin în zona noastră, nu au cunoștințe foarte multe de specialitate, în sensul că mai mult de 99% nu au nici cunoștințe liceale, adică să cunoască pesticidele, nu mai spunem substanța activă, a utiliza pesticide probabil că este ultimul pas în care nu mai poți controla. La Balta Doamnei, în Prahova, legumicultorii merg la cursuri pentru a învăța cum să trateze plantele de boli. Ne învață pentru dozajul de insecticide, dozajul de pesticide, herbicidul care îl dăm printre rânduri pentru burienuri, totul ce este legat de legumicultură, de solarii. Tratamentele nu se fac după ureche. Sunt riscuri mari. Un tratament trebuie făcut corect. Controlele la verdețuri vor continua, pentru că și în anii trecuți la această categorie au fost depistate cele mai multe depășiri. Mâncarea bio căutată în ultimii ani, mai ales de familiile cu copii mici și de persoanele care fac sport ori vor hrană curată, câștigă teren paradoxal grație prețului. În ultimul an, aceste produse s-au scumpit mai puțin decât alimentele produse convențional. 15% din cantitatea de lapte, brânză și ouă vândută în marile magazine, dar și online, provine din agricultura biologică. Un pomicultor din Bacău a plantat pe 9 hectare aluni ecologici, iar la rădăcina lor vor crește curând trufe negre. În prezent, 10% dintre nucile și alunele vândute la noi și 2% dintre legume sunt din surse bio. Nu va produce în același ritm ca o plantație clasică, pentru că acolo îngrășămintele, pesticidele, erbicidele sunt mai ieftine, tratamentele sanitare sau tot ce înseamnă îngrășământ, totul trebuie să fie ecologic. În timp ce în fermele avicole cu regim intensiv cresc 2 generații de pui, în cele ecologice se formează una singură. 5400 de pui bio din rasa Hubbard au ieșit din dormitoarele din spatele meu la o baie de soare și o gustare cu păpădii și gălbenele. Este o specie cu creștere lentă care ajunge la maturitate în cel puțin 80 de zile, față de 42 de zile la rasele de carne din agricultura convențională. E nevoie de mai mult personal, să tundă pajiștea și să curețe cu produse organice. În magazine, pasărea bio costă 25 de lei kilogramul, față de 20, cea hrănită cu nutriție. La ouăle bio, condițiile sunt și mai stricte. Oricine intră poartă combinezon. În lipsa acestor măsuri, o bacterie adusă de un vizitator poate decima toată ferma, fiindcă folosirea antibioticelor e interzisă. Cuibarul e lângă o pășune bogată, cu spațiu de 3 ori mai mult față de cele din baterii. Cât loc au de joacă? La exterior avem 4 metri pătrați pe cap de pasăre, iar la interior 6 găini pe metrul pătrat.
Găinile relaxate fac 30 de ouă pe lună. Cei care speră la hrană curată dau 1,70 lei pe un ou bio, față de 1,20 lei, oul clasic. Bio, pentru că este ok pentru copil. Ce fructe, ce legume îți plac ție? Bazuca. Cine? Varza. Eu acum sunt cu diabet și majoritatea produselor încerc să le iau bio. Evident, există clienți care spun că au surse mai sigure decât producătorii bio. Familia, și știm ce, cum le fac. Ce pun în pământ, da, ce sămânță, ce îngrășământ. Cercetătorii spun totuși să dați crezare numai celor certificați oficial. Toate produsele din lume, dacă au un astfel de certificat pe care scrie că sunt ecologice, respectă standardele. Spațiile de producție bio trec periodic prin testări ale apei, hranei și solului. După amenințările Teheranului, supărat că i-a fost bombardată ambasada din Siria, armata Israelului este pregătită pentru un atac iminent. Avem explicații imediat. Vremea caldă cu temperaturi de iunie i-a convins pe unii români să-și învoiască astăzi copiii de la școală pentru un weekend prelungit la mare. În Mamaia am întâlnit turiști care au făcut plajă, iar unii și baie, deși apa mării este încărece. Pe litoral au apărut primele șezlonguri și s-au deschis câteva terase. Cei care au ajuns la mare au avut bucăți întinse de plajă cu nisip cald doar pentru ei. În Mamaia au fost 20 de grade, dar mai la nord, la Gura Portiței, s-au înregistrat 25 de grade. Profităm de vremea asta frumoasă. Văd că stați chiar la bronz. Plajă, da. Ați încercat apa? Da, este super. Temperatura apei mării a fost în creștere în ultimele zile, anunță cei care fac măsurători. A ajuns la 15 grade Celsius. Am învoit copiii ca să ne bucurăm de vremea frumoasă. În weekend la mare sunt așteptați mii de români. Pentru că vor avea clienți, unii dintre cei care au în administrare plajele au început să așeze șezlongurile. Deocamdată nu percep taxă de închiriere. Au început să se deschidă și terasele. Văd că oamenii deja au ieșit la plajă, parcă n-aș avea așa curaj. Oferta de cazare pentru acest weekend este încă redusă. Găsiți o cameră într-un hotel de 3 stele cu 200 de lei și una într-un hotel de 5 stele la un preț dublu. Cele mai multe hoteluri de la mare se vor deschide pe 26 aprilie. În multe încă se fac lucrări de amenajare. Avem aproape terminat un corp. Acolo deja o spălăm mocheta. Plaja s-a amenajat în proporție de 60%. Cei de la Apele Române au strâns gunoaiele de pe plajă și acum fac lucrări de afânare a nisipului. Se mărunțesc și scoicile, acolo unde s-a extins plaja. Pe 15 aprilie, plajele trebuie predate celor care le-au concesionat. Plaja a fost în mare parte reparată, însă mai există porțiuni unde malul este încă surpat. Cu toate acestea, față de acum 3 săptămâni, când vorbeam despre terase înalte de mai bine de un metru, acum nisipul este mai nivelat, iar trecerea spre mare mai lină. Pe litoral, vremea se va menține călduroasă până la mijlocul săptămânii viitoare, spun meteorologii. Căutați zboruri ieftine pentru vacanță? Găsiți ușor la prima vedere, dar când faceți rezervarea și adăugați bagajele, situația se schimbă. Companiile aeriene ne taxează serios pentru obiectele pe care vrem să le luăm cu noi. O soluție este să punem mai puține lucruri în valiză și să apelăm la spălătorii la destinație, dar și aici trebuie atenție. Cele ale hotelurilor nu sunt tocmai ieftine. În avionul care a decolat din Brașov spre Londra, mulți pasageri vorbesc despre prețul călătoriei. Zborul cu o companie low cost li s-a părut ieftin, până au ajuns la plata bagajelor. Știu că bagajul de cale ni s-a părut foarte scump. Deci în comparație cu zborul, 40 de lire dus, 40 întors. When you look online, the price you see is not the price you pay. Once you've added your seats, luggage... Chiar și companiile de linie vând bilete fără bagaj inclus și oferă separat posibilitatea cumpărării acestui serviciu. Tariful poate ajunge până la 70 de euro pe sens, așadar suma se dublează dacă zburați dus-întors. Ca mulți călători, Nicoleta Balaci nu se poate lipsi de bagajul de cală, mai ales că pleacă în vacanță cu 3 copii. Mi-au diferite rochițe, plănuiesc în ce o să îmbrac, în ce o să le fac poze, în ce o să-mi fac eu poze. Cine nu vrea să plătească pentru un bagaj mare în avion, alege varianta călătoriei cu o geantă de mână, în care încap doar câteva haine. În cazul sejururilor lungi, la destinație acest lucru vă poate aduce un cost suplimentar cu serviciile de spălătorie. În general, hotelurile au aceste facilități. Prefer să fac acest lucru în loc să plătesc un bagaj de cală. În hoteluri, prețul se stabilește pe articol și rar apare pe internet. Clienții spun că spălatul unui tricou, de exemplu, poate ajunge până la 7 euro.
Astfel, dacă cereți la recepție să vi se spele 7 tricouri, plătiți pentru acest serviciu cât v-ar costa bagajul pe un sens la un zbor al Companiei Naționale de Transport Aerian. Marian Marcel străbate lumea doar cu un rucsac în spate și rezolvă altfel. Ori îmi iau un Airbnb cu mașină de spălat, ori le duc la spălătorie. Acum se află în Riad, Arabia Saudită, unde serviciul este foarte ieftin. Astea mi-s hainele spălate, curate, călcate, 30 de lei. La Paris însă, spălatul unei sacoșe de haine de până în 6 kg costă între 25 și 38 de euro. O firmă vine să le ia și le aduce înapoi curate, în aceeași zi. Mult mai ieftine sunt spălătoriile self-service. Avem și noi în țară, iar turiștii străini le folosesc. Durează 36 de minute un ciclu de spălare și 30 de minute un ciclu de uscare. Costă 30 de lei și 25 de lei uscatul. Metoda, chiar mai ieftină în Spania, este folosită de cei care fac celebrul pelerinaj Camino de Santiago. Temperaturile prea ridicate din ultimele săptămâni au schimbat și comportamentul multor insecte. Apicultorii spun că albinele au ieșit mai devreme la polenizat pentru că au înflorit copacii. Dar pentru că nu au avut timp suficient să se dezvolte, riscă să moară. Au apărut deja și cărăbușii de mai. Acest apicultor din Iași a observat că cele 200 de familii de albine pe care le are au ieșit deja din stupi. Au fost atrase de florile pomilor din livezi. Aici ne uităm la o pomile de albine care a început dezvoltarea. Din păcate, ele nu pot să țină pasul cu înflorii. În mod normal, ar fi trebuit să mai aibă un răgaz de vreo 2 săptămâni. Sunt dezorientate, sunt oarecum puțin agitate, deci fenomen care nu s-a întâmplat până acum, primăvara. Potrivit Federației Apicultorilor din România, la fel se întâmplă în toată țara. Apicultorii spun că albinele sunt prea slăbite ca să poată culege tot polenul și nici nu pot fi ținute închise în stupi, pentru că s-ar sufoca de la căldură. Cam 10-14 zile vegetația este înainte. Problema la familiile de albine e că pentru a se dezvolta un ciclu normal, de la ou până la adult, durează 20 de zile. Vremea neobișnuit de caldă a adus mai devreme și cărăbușii de mai. Un roi mare a putut fi observat în localitatea Calafindești, din Suceava. O cameră de supraveghere de la o benzinărie a surprins momentul în care insectele s-au oprit pe trotuarul luminat. Când am luat clopata, așa, chiar mă gândeam la un moment dat ce fac atâția cărăbuși. Biologii spun că toate insectele au revenit la activitate mai devreme. Vremea s-a încălzit foarte repede. Ceea ce a făcut Cano, insectele să iasă foarte rapid și în număr mare, mai repede decât de obicei. Albinele la fel, au ciclul de viață dat peste cap, dat de această fluctuație abruptă de temperatură. La fel ca insectele, și reptilele sunt mai active decât de obicei în această perioadă, din cauza vremii. Crește numărul celor care nu vor să mai arunce resturile alimentare la gunoi. Preferă să le folosească pentru a obține compost, un îngrășământ natural potrivit pentru grădini. Comisia Europeană, care ne-a dat termen până anul viitor să ajungem la cel puțin 55% din deșeurile municipale reciclate. Suntem însă departe de acest prag, mai ales că legea care reglementează acest sector nu are nici acum norme de aplicare. Aparatele de dimensiuni reduse pentru obținerea compostului acasă, cum este și acesta, sunt foarte căutate. Micuța mașinărie înghite orice fel de resturi alimentare, pe care în 2 săptămâni le transformă într-un îngrășământ bogat în nutrienți, care poate fi folosit pentru flori și grădină. Avem aici un nivel unde scrie full, până acolo putem să ajungem cu materialul introdus. În interior există un șnec de mixare care face omogenizarea materialului din interior. Așa arată produsul finit. Ce vedem aici mai închis la culoare sunt coși de banane. Și magazinele și restaurantele au variante pentru a transforma mâncarea pe care nu reușesc să o vândă, în loc să o arunce la gunoi. De asemenea, pot apela la companii specializate care adună mâncarea expirată. Ajung în punctele noastre de lucru, le despachetăm, sunt niște mașini speciale care despachetează toate aceste produse, produc o pastă, ambalajele merg la valorificat pentru fabricile de ciment, iar pasta respectivă intră în biogaz și după biogazul respectiv intră în niște motoare foarte mari care produc curent electric și curentul electric îl injectăm în rețea. Deși în România au apărut multe companii care transformă alimentele aruncate în biogaz și energie sau în compost care poate fi folosit ca îngrășământ în agricultură, statul pare că pune piedici acestui sector. Legea care reglementează domeniul nu are norme de aplicare.
cu toate că a fost adoptată de 4 ani. De exemplu, faci un compost și ca să poți să-l valorifici, îți trebuie niște parametri tehnici prin care tu poți să dovedești că acel compost este sigur pentru populație, pentru că el ajunge în agricultură. Până anul viitor, în 2025, ținta la nivel european este de reciclare a 55% din deșeurile municipale. Vom ajunge? În niciun caz. În România sunt generate anual în jur de 3 milioane de tone de deșeuri municipale, care includ resturile alimentare, însă doar 1 milion de tone ajung să fie reciclate. Biserica Evanghelică vinde case parohiale în Transilvania și le oferă cumpărătorilor la pachet administrarea bisericilor fortificate din același sat, cu speranța că le vor păstra în stare bună. Sunt 200 de lăcașuri în toată țara pentru care se caută soluții de salvare. Casele parohiale pot fi locuite ori transformate în pensiuni, iar bisericile trebuie să devină centre sociale. Această clădire din Pelișor, Sibiu, fostă casă parohială, este scoasă la vânzare cu aproape 140.000 de euro. Are 6 camere înalte, 2 băi, pivniță și o livadă cu meri, de peste 7.000 de metri pătrați. Biserica Evanghelică și-ar dori ca viitorul proprietar să ia în grijă și biserica de pe deal. Ca să rămână acest ansamblu împreună, să le folosească pentru niște scopuri sociale, personale, dacă nu umanitare, culturale, turistice. Fosta casă parohială din Alma Vii a fost cumpărată recent cu 86.000 de euro. Are 4 camere mari, holuri și mai multe pivnițe. Au mai fost oameni care au mai grijit la ea, dar nu s-a putut ține pasul cu vechimea ei. Noul proprietar este organizația Mihai Eminescu Trust, care de mai multă vreme întreține și impresionanta biserică fortificată din sat. Ne gândeam să avem câteva spații de cazare pentru turiști, pentru că trebuie să obținem și un venit economic. La Apoș, tot în Sibiu, un tânăr antreprenor și-a investit banii câștigați în străinătate în casa parohială. Acum este în plin proces de restaurare. Avem bolți care au fost refăcute cu materiale tot manuale, tradiționale, cu var, fără ciment. Bărbatul a luat în administrare pentru un euro pe an și Biserica Evanghelică, unde la vară vor avea loc piese de teatru și mini-concerte muzicale. Un plan similar vizează lăcașul de cult din Merchiașa, Brașov. Un sas plecat de mult în Germania a fondat o asociație care își propune să transforme biserica în centru social, cu bibliotecă, ateliere meșteșugărești și locuri de cazare. Încercăm să găsim o formă juridică prin care să pornim proiectul. Ori o lăsăm așa cum este acum, asemenea multor altor biserici din Transilvania, o să cadă și o să plângem. Casa parohială este deja vândută unui localnic, ai cărui părinți au îngrijit-o 10 de ani. 25.000 de euro. Într-adevăr, sunt camere mari, frumoase, dar trebuie întreținută. La Homorod, casa parohială a devenit casă de oaspeți. Musafirii sunt majoritatea sași, care vin să-și petreacă vara în satul în care au copilărit. N-am făcut modern, că așa au vrut să rămâie cum au fost pe vremuri. În țară trăiesc mai puțin de 11.000 de sași, care nu mai pot avea grijă de patrimoniul bisericii. Pentru a proteja publicul de manipulări și de informații false, Consiliul Național al Audiovizualului a semnat un protocol de colaborare cu instituții din Franța. De luna trecută, toate statele europene trebuie să aplice reguli noi privind corectitudinea informațiilor apărute pe site-uri și a imaginilor publicate pe platforme digitale. Membrii CNA susțin că cea mai mare provocare este, de pildă, să găsească soluții astfel încât copiii să nu aibă acces la site-urile pentru adulți. Israelul este în alertă din cauza unui atac iranian care ar putea lovi ținte în următoarele 48 de ore. Potrivit publicației Wall Street Journal, iranienii vor să se răzbune pentru că le-a fost bombardată ambasada din Siria la sfârșitul lunii trecute. Dar se pare că nu doresc să pornească un război în regiune, așa că atacul ar putea fi unul mai mult simbolic. Pe rețelele sociale, conturi afiliate cu Gardienii Revoluției din Iran au postat videoclipuri care simulau atacuri cu rachete asupra reactorului nuclear israelian Dimona din deșertul Negev sau asupra aeroportului din Haifa. Alte posibile ținte, potrivit unor surse iraniene, ar fi uzinele electrice sau instalațiile de desalinizare. Numai că Teheranul nu pare hotărât să riște un război deschis. Presa de la Tel Aviv scrie că Ayatollahul Khamenei e îngrijorat că aviația israeliană ar răspunde cu un bombardament devastator asupra infrastructurii iraniene și ar prefera atacuri lansate de pe mare sau de grupările șiite din Irak și Siria, aflate deja în conflict cu Israelul. De asemenea, e posibil ca atacul să vizeze înălțimile Golan sau alte regiuni care nu aparțin Israelului, potrivit dreptului internațional.
În tabăra cealaltă, Israelul dă semnale că e pregătit pentru orice. Surse citate de publicația Yediot Ahronot au declarat că armata și Mossadul au aprobat deja riposta în cazul unui atac al Teheranului. Tkifa mishetach Iran teave ochacha brura al hakavanot ha-iraniot leaslim et ha-mizrach ha-tichon ולהפסיק להסתתר מאחורי השלוחים. בחודשים האחרונים שיפרנו וקידמנו את יכולות ההתקפה שלנו ואנחנו נדע לפעול איכן שנדרש. În ciuda diferențelor legate de politicile israeliene din Gaza, americanii și-au anunțat sprijinul pentru Tel Aviv. Secretary Blinken has been engaged in diplomacy over the past 24 hours through a series of calls to foreign counterparts, including Turkish Foreign Minister Hakan Fidan, Chinese Foreign Minister Wang Yi and Saudi Foreign Minister Faisal bin Farhan to make clear that escalation is not in anyone's interest and that countries should urge Iran not to escalate. Cu toate intervențiile de pe frontul diplomatic, statele occidentale iau măsuri de precauție. Americanii au restricționat călătoriile în Israel pentru angajații guvernamentali. Franța l-a cerut cetățenilor săi să nu călătorească în Iran, Liban, Israel sau în teritoriile palestiniene. Iar Marea Britanie a făcut apel la cetățenii săi să părăsească imediat Israelul. Iar Vladimir Putin le transmite un mesaj cinic ucrainienilor după ce le-a bombardat infrastructura, dar susține că nu le-a distrus centralele electrice iarna. În același timp, liderul de la Kremlin a luat în derâdere discuțiile pentru pace în Ucraina, la care Rusia nu a fost invitată să participe. Atacul care a distrus complet o mare termocentrală de lângă Kiev arată odată în plus că Ucraina are nevoie urgentă de apărare aeriană. Asta l-a transmis Volodymyr Zelensky liderilor europeni reuniți la Vilnius, cu ocazia summitului celor trei mări. Kievul spune că ar fi necesare 26 de sisteme de tip Patriot, pentru ca tot teritoriul țării să fie protejat. The initiatives, when they begin, they begin very loudly. It's important to finish them with a result for Ukraine. Vladimir Putin a ținut să sublinieze că atacurile ruse reprezintă răspunsul la loviturile ucrainene cu drone, vizând rafinării din Rusia. Мы даже исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов дальние учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим energoobiectăm, vânăjdine, băle atviți. Liderul de la Kremlin a luat în derâdere summitul pentru pace, care va fi găzduit în iunie de Elveția, la care Moscova nu a fost invitată. Discuții privind Ucraina în absența Rusiei nu au niciun sens, spune Putin. Нас не приглашают. Говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Они хотят сформулировать, довести до ума пресловутые 10 пунктов формулы мира Зеленского и потом это Российской Федерации предъявить. Но то, что это путь в никуда. Președintele Franței a pus piatra de temelie pentru o nouă fabrică de pulberi pentru obuze, care urmează să facă primele livrări către Ucraina în prima parte a anului viitor. Am auzit parler de manière régulière en effet d'économie de guerre. Ceci c'est une nécessité du moment, tenir, fournir des armements à l'Ukraine pour résister. Ma conviction c'est que c'est une réalité de la géopolitique dans laquelle nous allons vivre durablement. Ministrul britanic al apărării, Grant Shapps, a declarat că o armă laser de mare putere ar putea fi livrată Ucrainei pentru a doborî dronele rusești. Dragonfire urma să fie introdusă în uz până în 2027, dar Shapps a spus că vrea ca producția să fie accelerată și arma cu laser să fie disponibilă mai devreme. Pe de altă parte, un fost ministru britanic al apărării, care a demisionat luna trecută, susține ideea președintelui Macron de a trimite trupe occidentale pe teritoriul Ucrainei pentru a sprijini efortul de război al Kievului, dar departe de linia frontului. You've got to be careful about how you do it. I think definitely nowhere near a combat zone. I think you've got to be very, very careful not to make it into a Russo-NATO war. Dacă viața fără internet și smartphone este de neimaginat pentru majoritatea pământenilor, pentru mai bine de 3 milioane de germani asta înseamnă rutină. Iar aproape 2 milioane și jumătate dintre cei care își spun offlineri, adică neconectați, sunt tineri, potrivit datelor de la Oficiul Național de Statistică din Germania. Wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und dann angerufen werde und mein lauter Nokia-Klingelton irgendwie ertönt, dann müssen die meisten erstmal ziemlich lachen.
Beno are 32 de ani. În viața de zi cu zi, nu folosește WhatsApp-ul, sistemele de navigare GPS, nici rețelele de socializare. De fapt, nicio aplicație online. O jurnalistă s-a pus pentru o zi în pielea lui. A încercat să ajungă la o anumită destinație din Hamburg, cu mașina, fără smartphone sau GPS. I-ar fi fost de folos o hartă rutieră, ca pe vremuri. Der Mann an der Kasse sagte mir, dass eigentlich an keinen Tankstellen mehr sowas verkauft wird und niemand das dann mehr bekommt, weil alle ja das Handy haben. Așa că reporterița a fost nevoită să ceară ajutorul trecătorilor, care desigur și-au conectat telefoanele la internet. Cum s-ar fi descurcat Benno? Also ich kann ja mit meinem Handy immer noch SMS schreiben und ich kann Anrufe tätigen. Und wenn ich irgendwo hingehe, dann schreibe ich mir einfach vor den Weg auf und weiß dann, wo ich hin muss. Totuși, cei care aleg acest stil de viață au un preț de plătit, pentru că internetul nu înseamnă doar amuzament și comunicare. Muss dann aber eben einen höheren Preis dafür zahlen. Man hat nicht mehr so einen leichten Zugang zum Beispiel zur Bank, dann muss man halt zur Filiale gehen oder muss das Telefon bemühen. Es ist alles ein bisschen anstrengender, es kostet ein bisschen mehr Geld. Dar cei care nu vor să știe de internet, cel puțin în afara serviciului, spun că este mult mai relaxant să fie offline în cea mai mare parte a timpului. Au mai mult timp pentru pasiunile lor, cum ar fi lectura, în cazul lui Benno. Fiica adolescentă Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt și-a însoțit mama la lansarea unui nou musical pe Broadway, The Outsiders. Angelina semnează producția acestui musical. Cum Vivian s-a arătat interesată de teatru, mama s-a implicat-o în proiect ca asistentă de producție pentru chestiuni legate de adolescență. Vivian are 15 ani și un frate geamăn. Ei sunt cei mai mici dintre cei 6 copii pe care i-au împreună Angelina Jolie și Brad Pitt. Divorțul lor a fost pronunțat anul trecut, iar cele două staruri de la Hollywood își dispută și acum o podgorie din sudul Franței.